În sfârșit se asfaltează, se reasfaltează strada Pușkin de la școala 1 până aici la intersecția cu drumul spre Tulbureni. S-a turnat primul strat. De astăzi a început cei de la Conrec să toarnă al doilea strat. Pentru câteva luni toți cei care au trecut pe aici au trăit un coșmar. Era una dintre străzile pe care efectiv îți rupeai mașina. Iar intersecția asta cu probleme de aici, dintre pod de piatră sau ce stradă asta care duce la Obor și intersecția cu Tulbureni și cu Pușkin, era, a fost tot timpul un dezastru. E, am ajuns și noi momentul să scăpăm de coșmarul de pe Pușkin și să sperăm că de pe Pușkin utilajele vor merge pe Sucevei, pentru că a rămas acea zonă încă nefăcută după atâta timp, deși promisiunile au fost din start că va dura puțin. Ce bine arată această intersecție acum și ce coșmar era până la aceste lucrări.